Reluăm discuțiile. De fapt, reluăm mersul conferinței noastre, desfășurarea conferinței noastre și din moment ce am câștigat deja expunerea profesorului Stoica, vom continua tot pe fondul dezbaterilor cu o intervenție a domnului profesor Popa de la Cluj. Îi mulțumim foarte, foarte mult că a venit de la Cluj la noi aici în București, ca de altfel și domnului decan Bercea. Sigur că nu, poate n-am fost suficient de politicoși pentru că ei au rămas după, în a doua parte a conferinței, dar așa a fost aranjată tematica. Da, absolut de acord, bravo, absolut de acord. Deci domnul profesor Popa ne va întreține cu privire la impreviziunea și creditele oferite consumatorilor, iar dacă darea în plată și conversia valutară ar reprezenta remedii ale impreviziunii. Domnule profesor, aveți cuvântul. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru prezentare și dumneavoastră celor din sală vă mulțumesc că v-ați întors să ne ascultați. Pe de altă parte, nu e o lipsă de politețe să fim ultimii, este rezultatul alegerii noastre oferite cu larghețe de organizatorii conferinței. Eu personal am fost foarte curios să văd ce efecte a generat decizia Curții Constituționale 623 din 2016 și de aceea am vrut să îmi prezint lucrarea la sfârșitul conferinței, ca să văd ce mai rămâne din ea. Dacă îmi permiteți, am structurat prezentarea mea pe două falii. Una din ele mi-este mie dragă și consider că e important să atrag atenția asupra ei. E vorba de problema raportului dintre Constituție, legile interne și dreptul european și a modului în care Curtea Constituțională înțelege să fie aplicat articolul 148, aliniatul 2 din Constituție. Și o a doua parte este legată de comentariile substanțiale și procedurale legate de ce a mai rămas din legea 77 sau de, în sfârșit, ce a rezultat în urma interpretării curții din această lege 77. Voi lăsa deoparte aspectele legate de conversia valutară, pentru că domnul decan Bercea o să ne lămurească în această privință, însă voi atinge în două sau trei rânduri și aspecte privind conversia valutară atunci când voi considera absolut necesar. Bun. Acum, am rugămintea ca în următoarele 5 minute să aveți răbdarea să mă ascultați în privința primei părți, care sunt sigur că e mai puțin interesantă pentru practicienii dării în plată, dar care, în opinia mea, constituie un semnal de alarmă legat de modul în care judecătorul constituțional înțelege integrarea europeană. În esență, dacă analizați paragraful 129 al deciziei Curții Constituționale, 623, veți regăsi acest paragraf. Curtea spune așa: prin prisma condiționalității cumulative enunțate, rămâne la aprecierea Curții Constituționale aplicarea în cadrul controlului de constituționalitate a hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene sau formularea de către ea însă și a unor întrebări preliminare în vederea stabilirii conținutului normei europene. O atare atitudine ține de cooperarea dintre instanța constituțională națională și cea europeană, precum și de dialogul judiciar dintre acestea, fără a se aduce în discuție aspecte ce țin de stabilirea unor ierarhii între aceste instanțe. Mai departe, spune Curtea, în cauză, prevederile invocate ale Directivei 2014/17/UE privind contractele de credit oferite consumatorilor nu au însă
legătură cu ipoteza normativă a legii criticate, ele referindu-se la conversia creditelor în valută. Din acest paragraf putem să înțelegem, în afară de orice discuție, că niciodată Curtea Constituțională, practic, nu se va putea considera abilitată să evalueze conformitatea unui act intern, normativ intern, cu ambianța legislativă europeană. Oarecum, articolul 148, aliniatul 2 din Constituție, nu trebuie privit din perspectiva judecătorilor constituționali, se pare, ci doar din perspectiva judecătorilor interni, care într-adevăr au un mandat constituțional european, așa zisul mandat zimental, în a evalua, să zicem, neconformitatea dreptului intern cu dreptul european. Eu cred că această optică este, deși la prima vedere prietenoasă și rațională, structural greșită. Și ea trădează, de fapt, o optică sceptică europeană, inspirată, aș spune, de decizia Tribunalului Constituțional al Poloniei pronunțată în anul 2005. Conform acestei decizii, încerc să sintetizez, există două ordini juridice autonome, parțial paralele, o ordine juridică națională și una europeană, iar în cazul în care cele două ordini intră în coliziune, niciodată norma europeană nu se va aplica. Polonia fiind ținută, zice Tribunalul Constituțional, să modifice propria legislație, Constituție, sau să provoace modificări ale normelor europene, sau să se retragă din Uniunea Europeană. Acest curent pare să fie subtil împărtășit și de Curtea noastră Constituțională și, după părerea mea, există numeroase argumente menite să contracareze caracterul viciat al acestei autoafirmări a propriei puteri, de tipul, am zis, mer patriotismus veniger schuld. E comentariul din Süddeutsche Zeitung legat de această decizie a Tribunalului Constituțional polonez. Mai mult patriotism, mai puțină vină. Argumentele sunt următoarele. În primul rând, nicio țară, cu excepția Poloniei, nu a adoptat această viziune. Până și Germania, cărei rezistență constituțională este considerată tradițională, s-a aliniat la doctrina priorității dreptului unional. Pe de altă parte, se consideră că acele țări ale căror constituții includ clauza de prioritate a dreptului european, fac parte din sistemele moniste constituțional-europene, care acordă o prioritate necondiționată a dreptului european față de dreptul intern, în limitele puterilor delegate de statele membre Uniunii Europene, în baza articolului 5 din tratat. Mai departe, România, statul român, și-a asumat în repetate rânduri prioritatea dreptului european față de dreptul național, odată prin adoptarea articolului 2 din legea aderării și continuând, zic eu, cu ratificarea unei anume declarații numărul 17, anexă la tratate și adoptată la Lisabona în 2007, conform căreia dreptul UE adoptat în baza tratatelor are prioritate față de dreptul național în condițiile indicate de jurisprudența consacrată a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Nu vreau să intru în detalii, continui însă cu încă patru contraargumente legate de această jurisprudență a Curții și cu concluzia mea. În primul rând, trebuie să ne amintim că expunerea de motive a legii 77 face trimitere la sursa sa aparent europeană de inspirație, directiva 2014/17. Cu
cu siguranță știm toți cei prezenți că această directivă nu se referă doar la conversie, se referă la o reglementare generică a unui anumit tip de contracte de credite destinate consumatorilor. Mai departe, este de reținut că așa numita autonomie procedurală consacrată de jurisprudența Curții Europene pentru statele membre în transpunerea directivelor implică un aspect pozitiv, o transpunere corectă a instrumentului însuși și unul negativ, inexistența unei legislații contradictorii. Fără ca argumentul a maiori ad minus, putem face mai mult decât directiva, să poată fi aplicat cu privire la acele părți din directivă care nu permit decât o armonizare totală. Și chestiunea așa zisei quasi-retroactivități în directivă implică o armonizare totală. Legiuitorul român nu putea să treacă dincolo de limitele acestei armonizări, după cum nu putea să adopte o legislație contrară efectelor acestei directive. Mergând mai departe, doctrina efectului indirect al normei europene, de care presupun că a auzit toată lumea, sau așa zise interpretări consistente, concordante, conforme, impune, între altele, ca normele adoptate de un stat membru în pragul implementării unui instrument european, dar și jurisprudența națională, unde trebuie să includem și practica Curții, să nu împiedice implementarea corectă a directivei. Am citat aici o sumă de decizii ale Curții și, în sfârșit, recepția lor în statele membre. Nu pot intra în detalii, așa că sar la concluzii. În sfârșit, am spune, rolul Curții Constituționale în transpunerea corectă a dreptului european este în mod injust negat. Într-adevăr, Curtea Constituțională nu are nicio competență directă în a analiza conformitatea unei norme naționale cu dreptul european. Această competență aparține instanțelor de drept comun. În al doilea rând, prin excepție, prin prisma articolului 148 aliniatul 2 din Constituție, Curtea Constituțională are competența indirectă de a analiza această conformitate în contextul sesizărilor care se încadrează în competențele sale firești, în sensul că prioritatea dreptului european, în limitele puterilor delegate Uniunii, reprezintă și ea o chestiune constituțională. Este vorba de ceea ce Curtea Constituțională Germană numește verificarea indirectă a conformității. Eu cred că aceasta e interpretarea europeană și că așa ar trebui să procedeze și Curtea, mai ales că în alte decizii anterioare a avut grijă să evalueze conformitatea dintre actele normative și modelele europene. A avut grijă să evalueze modul în care a fost transpus un instrument european. Trebuie să ne aducem aminte în materie de clauze abuzive ce a spus Curtea în câteva rânduri și, în sfârșit, în alte privințe. Mai erau și alte argumente, dar încerc să mă opresc aici. Am indicat și seria de texte ale directivei care sunt în neconcordanță absolută cu legea dării în plată. E vorba de acele texte care implică o armonizare totală și care nu permit o derogare. Și sunt asemenea texte. Unul din ele fiind cel privind reglementarea retroactivă a raporturilor izvorâte dintr-un contract de creditare. Bun. Mai departe, ideea generală pe care ar trebui să o reținem ar fi că în materie de conformitate cu dreptul european, articolul 169 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie înțeles și de Curtea Constituțională ca fiind un text care implică partajarea competențelor în materie de protecție a consumatorului, nu subminarea competenței Uniunii prin acte normative naționale. Dar, trecând peste partea, să zicem, constituțională europeană,
despre care sunt sigur că nu va avea aproape niciun efect viitor, permiteți-mi să trecem la așa zisa evaluare substanțială a deciziei Curții Constituționale și scuzați-mă pentru paranteza poate prea lungă. Vă mulțumesc și eu. În primul rând, dacă sintetizăm raționamentul deciziei 623 din 2016, am putea ajunge la concluzia că instanța constituțională a construit un silogism bazat pe premisa majoră a existenței impreviziunii în perioada anterioară intrării în vigoare a noului cod civil, mai departe pe premisa minoră a reconstituirii dreptului substanțial al judecătorului de a evalua existența impreviziunii, rezultatul fiind o reducere drastică, de fapt, a câmpului de aplicare al legii, care, după părerea mea, este redusă la aspectul unui act normativ reconstruit de curte, reinventat de curte, care nu mai are nimic de a face cu actul normativ originar. Dar, dincolo de toate, e sigur că din decizia curții putem extrage o seamă de învățături cu caracter utilitar, care pot fi folosite de judecători în aplicarea legii 77. În primul rând, aș vrea să analizăm premisa majoră a raționamentului curții, care implică existența impreviziunii sub vechiul cod civil. În paragraful 95, Curtea Constituțională reține atât doctrina cât și practica au recunoscut posibilitatea aplicării teoriei impreviziunii sub imperiul vechiului cod civil, o doctrină întemeiată, se spune, pe prevederile articolului 970 din vechiul cod civil. Oare ce înseamnă au recunoscut și ce înseamnă admiterea uniformă a unei asemenea teorii? Certificarea la care curtea trimite sau la care curtea face referință vizează o jurisprudență interbelică despre care nu putem să considerăm că este decât neconcludentă. Ea începe cu o hotărâre citată ca pilot în materie impreviziunii, o hotărâre Catargiu versus Banca Bercovici a tribunalului Ilfov din 1920, care se referă la aplicarea impreviziunii unui contract de cont curent. Astăzi, aplicarea impreviziunii la un contract de cont curent cred că ar fi considerată un ultraj la adresa noțiunii de cont curent. Ciudat, raportat la începuturile acestei teorii a impreviziunii, nu e considerată ca atare. Se omite să se sublinieze că în epocă, în anii 20, exista o contradicție totală între soluțiile tribunalului Ilfov, de care ține și această cauză Catargiu, și soluțiile Curții de Apel București, care respingea în mod constant teoria impreviziunii. Mai departe, în perioada interbelică la care trimite Curtea Constituțională, nu există nici măcar o hotărâre în care să fie admisă teoria impreviziunii la contractele de împrumut. Nu putem uita că în epocă exista un articol 1578 Cod Civil care relua principiul nominalismului monetar și ne spunea că aliniatul 2 al acestui text, în aliniatul 2, pardon, că el este aplicabil, nominalismul, și în ipoteza în care se producea o sporire sau o scădere a prețului monedelor înainte de a sosi epoca plății.
probabil că acesta era temeiul pentru care în materie de contract de împrumut nu s-a admis, de fapt, teoria impreviziunii în perioada interbelică. După 90, Curtea consideră că din nou a fost certificată această teză a impreviziunii, trimițând, de fapt, fără să citeze, la mai multe hotărâri și la doctrină. Hotărârile citate sau invocate sunt decizii care vizează reevaluarea prestațiilor în contractele de închiriere, într-adevăr există, dar există de asemenea soluții contrare și nu sunt foarte multe cu totul, iar în ce privește doctrina, după părerea mea, autorii consacrați, o parte din ei aici de față, reclamau aplicarea impreviziunii pentru viitor. Se spunea că e necesară o recepție a tezei teoriei impreviziunii. Nu că se aplică. Era o declarație, dacă se poate spune, ideologică, mai degrabă decât o constatare a unei stări de fapt. Poate că Cristina era mai... mergea cu un pas mai departe, da. Da. Bun, dar domnul profesor ne-ar putea confirma aspectul ăsta. Era vorba de... Nu uitați că era vorba de un tratat scris în 1981, da, apărut în 1981, am preluat practic acel tratat, n-am îndrăznit însă să merg mai departe, așa că observația noastră este extrem de pertinentă. Vă mulțumesc. Acum, eu n-am căutat întărirea afirmațiilor mele prin certificări profesionale. Asta e convingerea mea în privința tezei impreviziunii. Dincolo de critică, mai trebuie să reținem că în motivarea curții ni se spune, de fapt, că această teză era un dat câștigat în vechea jurisprudență, fiind justificată prin elementele de bună credință și echitate, condițiile aplicării sale fiind preluate în mare parte în codul civil actual într-o formă aproximativ identică. Vezi articolul 1271, nou cod civil. Această afirmație este neadevărată. Linia vechii jurisprudențe și a doctrinei vechi era neofranceză, dacă vreți, în timp ce 1271 cod civil își are sursa în textele DCFR și ale principiilor dreptului european al contractelor. Ori în dreptul comparat este certificat, în afară de discuție, că aceste texte își au originea într-un alt spațiu juridic. E vorba de teoria impreviziunii, așa cum a fost ea dezvoltată în dreptul german, nu în dreptul francez. E vorba, în esență, de acele condiții consacrate, ca să ajung în modernitate, de Karl Arendt într-o lucrare din 1963, nu de o altă teză a impreviziunii. Prin urmare, sursa noilor texte e cu totul alta decât sursa vechii jurisprudențe și a vechii doctrine. Dincolo de toate, însă, curtea ajunge la concluzia că teoria impreviziunii se aplică și eu cred că n-avem ce face, trebuie să admitem că se aplică la contractele de credit. Mai departe, curtea distinge între riscul adăugat și riscul supraadăugat, o distinție absolut utilă, după părerea mea, specificând că impreviziunea poate viza doar riscul supraadăugat. A mai fost dezbătută această chestiune, nu am de gând să o reiau. Tot curtea ne spune, legat de impreviziune versus riscul supraadăugat, implicit, că de fapt legiuitorul prin legea 77 nu face decât să instituie un remediu legal nou, fără să spună că e nou, un remediu legal nou pentru dezechilibrul prestațiilor, pentru bulversarea prestațiilor, sau să zicem bulversarea ordinii contractuale generată de impreviziune. Mergând mai departe, aș vrea să trec la premiza minoră a raționamentului Curții Constituționale. În esență,
curtea condamnă așa numita impreviziune ope legis. Din nou, condamnarea are un efect pozitiv, pentru că redă judecătorului civil puterea substanțială de a evalua dacă e cazul să aplice sau nu legea 77. Meritul mare al deciziei este, de fapt, introducerea posibilității judecătorului de evaluare a condițiilor impreviziunii. Tot din decizie putem să desprindem și care sunt principalele linii ale evaluării pe care judecătorul poate să o facă. În primul rând, judecătorul ar trebui să se raporteze la condițiile impreviziunii așa cum erau ele deduse de doctrina și jurisprudența din perioada vechiului cod civil, așadar să analizeze posterioritatea, imprevizibilitatea, dar nu ne spune curtea că trebuie să analizeze și a treia condiție, neasumarea producerii riscului supraadăugat, adică debitorul care invocă impreviziunea trebuie să nu-și fie asumat cumva explicit sau implicit, asta s-ar putea deduce pe calea interpretării contractului, consecințele riscului excepțional. Un risc excepțional fiind, am zice în contextul creditelor, valorizarea excesivă a CHF față de moneda națională, care valorizare întrunește toate condițiile impreviziunii. Rămâne de discutat însă dacă această asumare a riscului a existat sau nu. Și chestiunea asta poate fi analizată de la caz la caz în funcție de contractele de credit existente, supuse atenției judecătorului. Dar mai departe, ca să ajungem la aplicarea teoriei impreviziunii în ipoteza existenței unei clauze de asumare a riscului supraadăugat, întrebarea care se pune este dacă este sau nu necesară aplicarea teoriei clauzelor abuzive înaintea invocării impreviziunii. Trebuie sau nu trebuie? Că nu e limpede aspectul ăsta. Pentru că dacă există o clauză privind asumarea riscului, atunci impreviziunea nu poate fi aplicabilă. Dacă înlăturăm clauza, impreviziunea redevine aplicabilă. Cum poate fi înlăturată clauza decât pe calea teoriei clauzelor abuzive, altfel decât pe calea teoriei clauzelor abuzive. Tot aici mai e de, tot în acest context ar mai fi de subliniat un aspect care duce la această comprimare a efectelor pe care inițial legea 77 le-a avut. Curtea Constituțională nu ne spune nimic despre asta, putem să ne dăm seama că risc supraadăugat există acolo unde avem de-a face cu un dezechilibru substanțial, obiectiv și subiectiv în privința contractului. Și putem să deducem de aici că eventuala impreviziune e greu de crezut că se va aplica vreodată la alte monede de referință sau alte monede de substanță a creditului, cum ar fi euro sau dolari. Se va aplica la CHF, unde cu siguranță disproporția e semnificativă, o valorizare teribilă de la 1,8 la 4,6 în 2015 e grea. Presupune o schimbare substanțială a circumstanțelor și antrenează dezechilibru de care vorbeam, dar la restul nu. Cred că există temeiuri pentru o reală impreviziune. Mai ales că această condiție trebuie analizată obiectiv în primul rând și abia apoi subiectiv. Mai departe, curtea face o distinție care mie mi se pare stranie, discriminând între debitori. Ne spune în paragraful 116 că există, că legea 77 are sau nu efecte după cum debitorii sunt de bună credință sau de rea credință
și distinge mai departe între cei care nu, debitorii care nu mai pot să plătească și cei care nu mai vor să plătească. Eu cred că sunt două distincții. S-ar putea susține că e una singură, pentru că formularea este ușor echivocă. Dar indiferent dacă avem de-a face cu o distinție sau cu două, este în dezacord total cu teoria impreviziunii. De ce? Pentru că teoria impreviziunii, fie că ne referim la cea veche și fie că ne referim la cea nouă, vizează condiții obiective, unica realmente subiectivă condiție fiind cea a previzibilității, capacitatea părților de a prevedea schimbarea dramatică a circumstanțelor. Atât. Restul condițiilor sunt de natură obiectivă. Prin urmare, n-ar trebui să ne surprindem să ne surprindă că decizia citată de Cristina mai devreme e izolată. O soluție, era vorba de o soluție în care se vorbea de capacitatea debitorului de a plăti, de a-și executa obligațiile și așa mai departe. Impreviziunea, ce vreau să zic, este că nu distinge după cum debitorul e bogat sau sărac. Adică n-are cum să distingă, pentru că un debitor bogat nu putea să prevadă mai bine ca unul sărac valorizarea teribilă a CHF-ului, nu avea de unde să prevadă că deciziile, în sfârșit, băncii naționale Elveției o să genereze o asemenea valorizare. Eu cred că distinția, și aici, dacă analizăm dreptul comparat, nu putem să ajungem la altă concluzie, distinția este în dezacord cu teza impreviziunii. Dar trebuie să o aplicăm ca atare, pentru că aceasta este impreviziunea reconstruită de Curtea Constituțională. Să-i lăsăm deoparte pe bogații care pot, dar nu vor să plătească, și să-i ajutăm doar pe cei care nu pot să plătească. Asta ar fi ideea. De fapt, e o preluare, sigur s-a observat asta, a unui raționament de altfel politico-juridic interesant a viceguvernatorului BNR, apărut în media din perioada premergătoare invocării excepțiilor de neconstituționalitate. Mergând mai departe, trebuie să ne mai întrebăm care sunt limitele intervenției judecătorului în ipoteza impreviziunii. În primul rând, curtea analizează un aspect care ține de ierarhia remediilor, în al doilea rând, se referă implicit la impedimentele posibile în aplicarea remediilor pentru impreviziune. Așa cum am menționat, în opinia curții, darea forțată în plată e un remediu pentru impreviziunea constatată de judecător. Dar tot curtea ne spune că e remediu extrem. Asta înseamnă că judecătorul poate aplica și alte remedii pe care să le considere suficiente în vederea echilibrării prestațiilor, o reducere a dobânzilor, o convertire la un curs considerat echitabil în vederea repartizării echitabile a riscului supraadăugat. În niciun caz o convertire la cursul istoric, pentru că asta înseamnă de fapt o atribuire unilaterală a riscurilor. Nu e adaptarea contractului, este o ajustare unilaterală asta, care nu e de admis în contextul impreviziunii. Mergând mai departe, judecătorul constituțional se referă și la impedimentele pe care judecătorul le poate întâlni în aplicarea impreviziunii. Sigur, vă aduceți aminte că în contextul primelor comentarii ale legii, doctrina și-a pus întrebări legate de cum aplicăm legea dacă imobilul propus a fi dat în plată e deja ipotecat în favoarea unui terț, e sub sechestru penal, face obiectul unor acțiuni vizând proprietatea, etc. Tot felul de situații care, obiectiv vorbind, împiedicau aplicarea legii dării în plată. Curtea ne spune că se aplică regulile codului de procedură civilă. Cred că asta înseamnă, ne-ar putea confirma domnul judecător, o eventuală respingere a sesizărilor consumatorilor dacă impedimentele astea există și ajustarea nu se poate face pe această cale.
Mergând mai departe, am analizat și eu raportul dintre articolul 7 și articolul 8 al legii 77 și eu am ajuns la o concluzie de ușor dezacord cu teza prezentată anterior de domnul profesor Valeriu Stoica, în sensul că, după părerea mea, ar fi natural ca acea contestație prevăzută de articolul 7 să nu aibă niciodată autoritate de lucru judecat asupra procedurii prevăzute de articolul 8. Și cred asta pentru că aliniatul 5 al articolului 7 ne spune că în cazul admiterii contestației, părțile vor fi repuse în situația anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de prezenta lege. Asta înseamnă că poate fi reluată procedura prevăzută de articolul 7. Riscul e major ca în ipoteza în care se consideră că un control de fond al impreviziunii poate exista în ambele cazuri, autoritatea de lucru judecat să se raporteze mai degrabă la o motivare decât la un dispozitiv al hotărârii judecătorești. Eu cred că, deși Curtea Constituțională se referă la neconstituționalitatea posibilă a ambelor texte, și 7 și 8, ea de fapt face o evaluare globală a tuturor procedurilor prevăzute de lege. Și natural ar fi să considerăm că, în primul caz, avem de a face cu o contestație de tip formal, în al doilea, 8, de o judecată pe fond, legată de evaluarea substanței impreviziunii. Rămâne de văzut ce o să spune instanțe judecătoare. Nu sunt foarte convins că e valid raționamentul meu, dar vom vedea. Ultimul aspect pe care l-am luat în discuție și peste care o să sar pentru că am depășit cu mult timpul acordat, vizează un așa zis modus ponens, verificarea raționamentului curții prin testul clauzelor abuzive. Curtea nu ne zice nimic de raportul dintre aplicarea impreviziunii și teoria clauzelor abuzive. În jurisprudență există hotărâri în care raportul este dezbătut pe pagini întregi. Există o jurisprudență extrem de confuză în materia raportului dintre cele două și rămâne întrebarea dacă este întrunită acea condiție a impreviziunii care presupune neasumarea de către debitor a riscului excepțional al schimbării circumstanțelor. Cred că, asta ca să trec la concluzie, soluția va fi dată de fapt din nou de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza Andriciuc și alții, 186 din 2016, în care Curtea de Apel Oradea a sesizat Curtea în privința câtorva aspecte legate de clauze în contracte de credit care vizează restituirea creditului în moneda creditului, CHF, cel mai probabil că acolo e miza, nu probabil, știm sigur că așa e în cauză, nu? Așa e, așa. Și cu întrebarea dacă avem de-a face, de fapt, cu un termen central al contractului sau cu un termen, cu o clauză care poate fi supusă clauzelor abuzive. Dacă va spune curtea cumva că da, avem de-a face cu o clauză care poate fi supusă controlului clauzelor abuzive, se va naște o reală problemă. Pentru că în contextul înlăturării acestei clauze, devine aplicabilă jurisprudența aceleiași curți, jurisprudența Banesto, care ne spune că nicio legislație națională nu poate complini efectele înlăturării unei clauze abuzive din contract. Așadar, efectul legii 77 s-ar putea să fie de-a dreptul pervers pentru consumator. Nu știm cum vor rezolva instanțele de judecat acest real conflict, dar e sigur că noi în momentul de față nu putem da un real răspuns. Ar fi foarte simplu dacă, mă rog, Curtea de Justiție a Uniunii Europene
ar spune pur și simplu că nu poate fi supusă controlului clauzelor abuzive, o asemenea clauză, pentru că e un termen central al contractului, dar nu va spune așa. E greu de crezut că va spune așa ceva. Și atunci o să vedem care va fi rezultatul. Așadar, dosarul clauzelor abuzive nu e în niciun caz închis. Am sărit peste dezbaterile legate de efectele hotărârii Cashler în România, pentru că au fost deja dezbătute suficient de serios în doctrină, dar și în ce privește acea hotărâre trebuie să observăm că, de fapt, Curtea de Apel Oradea a sesizat instanța europeană tocmai pentru că e discutabilă aplicarea jurisprudenței Cashler la tipurile de credite existente în România. La noi, creditele nu implică un mecanism separat de indexare, dacă vreți, sau de un mecanism separat de raportare a unei monede de plată care ar fi cea națională față de o monedă stabilă străină, ci implicau un mecanism central, restituirea creditului în moneda în care a fost acordat. Prin urmare, cel puțin aparent, jurisprudența Cashler e discutabil dacă s-ar aplica în acest context. Mă rog, aspectul a mai fost dezbătut. Cred că trebuie să tragem și o concluzie. E sigur că, mă rog, dincolo de aspectele criticabile ale motivării, hotărârea Curții Constituționale reprezintă, de fapt, un manual de aplicare a legii 77. Un manual sau o normă complementară care face din lege altceva decât a vrut legiuitorul să facă, și ne întrebăm dacă, în contextul dat, judecătorul constituțional e judecător sau legiuitor. Cam atât. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim, domnule profesor, pentru foarte interesanta disecție pe care ați făcut-o în materia pe care ați examinat-o și mai ales pentru legătura pe care ați făcut-o cu dreptul Uniunii Europene și cu jurisprudența Curții de la Luxemburg în legătură cu acea rezervă a Curții Constituționale poloneze. În materia drepturilor omului există rezerve ale Curții Constituționale a Rusiei, care merg în același sens, dar nu acesta este obiectul discuțiilor noastre de astăzi. Cei din urmă există multe, cei din tâi, domnul decan Bercea va face, cred, o sinteză care privește și riscul valutar, astfel că nu am nicio îndoială că vom asculta din nou lucruri extrem de interesante. Domnule decan, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule profesor. Este, desigur, o plăcere să intervin ultimul în acest panel alcătuit din prieteni și profesioniști extrem de competenți în această materie și o onoare să o fac sub moderarea dumneavoastră. Nu pot să activez privilegiul celui care vorbește ultimul și care poate să spună, s-a spus ce era de spus, deci mă voi mărgini să trag câteva concluzii, pentru că am ales să discut despre conversie și nu despre darea în plată. Însă, așa cum se va vedea până la urmă, tot la decizia Curții Constituționale despre care am discutat până acum, vom ajunge chiar pe o cale indirectă. Îmi propun în acest context să discut câteva chestiuni despre eventualul impact al și previzibilul, apropo de previzibilitate, impact al deciziei Curții Constituționale asupra mecanismului conversiei. Să spun câteva chestiuni despre premiză, despre riscul valutar,
să tratez în câteva cuvinte raportul dintre impreviziune și supraîndatorare în materia protecției consumatorului, să analizez câteva condiții în materia impreviziunii valutare din perspectiva specificului lor, în special în ceea ce privește excesivitatea și inevitabilitatea, și să discut modalitatea în care mecanismul conversiei, altfel decât este el consacrat deja și altfel decât ar fi urmat să fie consacrat prin legea care a fost declarată neconstituțională, ar putea să constituie un remediu în materie de impreviziune valutară. Se știe deja că prin decizia din 7 februarie, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea conversiei, să o numim așa, era vorba despre o lege care ar fi urmat să modifice Ordonanța de Urgență 50 din 2010. Prin această decizie se pare că Curtea Constituțională nu a găsit impreviziunea în legea conversiei așa cum a găsit-o în legea dării în plată. Mai exact, nu a identificat o impreviziune ope legis generală, dar asta nu înseamnă că impreviziunea nu ar putea să fie găsită în contract, însă nu în lege, dacă ar fi verificată caz cu caz și nu constatată în abstract. De ce nu a găsit Curtea impreviziunea, de ce se pare că n-a găsit-o, nu mi-e foarte clar. Fie pentru că era absentă, fie pentru că nu se afla la locul ei, acolo unde era. Cert este că în legea conversiei nu există un text care să fie introdus prin formula deja celebră din legea dării în plată în vederea reechilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, prezenta lege se aplică și așa mai departe. Și nu există în lege nici o altă formulă, și e o lege pe care am analizat-o anterior în anterior deciziei Curții Constituționale într-un articol publicat pe Juridice și nu vreau să revin asupra celor chestiuni, nu există nicio altă formulă în lege care să justifice identificarea impreviziunii, de exemplu, prin condiționarea accesului consumatorului la mecanismul conversiei de existența unui anumit dezechilibru survenit ca urmare a fluctuațiilor valutare. E adevărat că impreviziunea poate să fie, putea să fie, că pentru că despre această lege trebuie să discutăm la trecut, putea să fie identificată în expunerea de motive, așa cum a fost identificată și în expunerea de motive la legea dării în plată. Îmi permit să citez două fraze din această expunere de motive care datează din 2012, într-o paranteză fie spus. Considerăm că, majorarea ratelor bancare datorate de consumatori cauzat de fluctuațiile cursului de schimb valutar este injustă, funcționând în detrimentul românilor care au credite în valută, inclusiv în cazul contractelor de credit încheiate fără să dețină toate informațiile privind riscul pe care fluctuațiile cursului de schimb le are, zice autorul asupra ratelor. Creditele neperformante și ratele restante la bănci au ajuns să constituie o problemă socială în România. Statisticile BNR și INS certifică că, de asemenea, zice autorul, sumele restante la bănci s-au înzecit în perioada 2008-2012 și dă niște cifre în continuare. Identificarea impreviziunii în această expunere de motive, însă, probabil că a fost insuficientă în măsura în care nu a fost susținută de niciun fel de prevedere din actul normativ respectiv. Totuși, dacă voia să o găsească, Curtea Constituțională putea să găsească impreviziunea și în legea conversiei, dat fiind că exista o prevedere legală care ar fi urmat să impună conversia forțată la cursul istoric. Ori, impunând-o la cursul istoric, premiza de la care a plecat legiuitorul este că exista o devalorizare, o depreciere a cursului între data încheierii contractului și data conversiei, pentru că altfel nu ar exista un fundament economic al mecanismului respectiv. În orice caz, în proiectul de lege privind conversia, exista un prag minim al fluctuației de 20%
care a fost abandonat în lege. Au fost omise orice prevederi legale explicite care să ancoreze imprevizionea în lege, prevederi de genul unui prag minim al deprecierii, motiv pentru care asistăm la o soluție diferită în materia conversiei față de soluția în materia dării în plată. E vorba despre neconstituționalitate și nu despre o constituționalitate condiționată în măsura în care judecătorul verifică condițiile referitoare la existența imprevizionii. Prin urmare, paradoxal, cred că cea mai importantă decizie a Curții Constituționale în materia conversiei devine decizia din materia dării în plată, care va servi, după cum s-a spus deja aici, la uniformizarea jurisprudenței prin simplul fapt că recunoaște aplicarea imprevizionii la contractele încheiate sub Imperiul Vechiului Cod Civil, reușește într-o oarecare măsură să fixeze anumite condiții vis-a-vis de această instituție, despre care curtea arată că, așa cum s-a spus aici, sunt preluate în Codul Civil actual într-o formă, citez, aproximativ identică. E un beneficiu câștigat, deci, pentru constatarea imprevizionii și în aceste condiții e de anticipat un transfer al mizei problemelor creditelor în valută de la aplicarea conversiei forțate și chiar de la aplicarea legii dării în plată spre aplicarea judiciară a mecanismului imprevizionii valutare. Înainte de a discuta specificul acestui mecanism, îmi permit să fac 5 precizări punctuale despre ce ar trebui să înțelegem ca fiind risc valutar în acest context. Prima, faptul că expunerea debitorului la fluctuațiile de curs valutar reprezintă o caracteristică naturală a contractelor de credit în valută. În al doilea rând, faptul că variațiile cursului valutar nu numai că nu sunt anormale, ci sunt tipice și sunt previzibile. Niciun debitor în momentul în care contractează un credit în valută nu se așteaptă sau nu ar trebui să se aștepte la un curs valutar înghețat pe toată durata contractului. Totuși, în contextul acestor fluctuații, trebuie să fie făcute două distinții. Prima, între fluctuațiile de curs între monede cu statut similar pe piața valutară internațională, între valutele puternice, să zicem, dolarul, euro, yenul, francul, elvețian, și fluctuațiile de curs între aceste monede și monedele naționale stricto sensu, leul, cuna croată sau forintul maghiar. A doua distinție sau a doua precizare ține de raportul dintre cursul stabilit direct pe piața valutară românească între leu și euro și cursul stabilit indirect prin intermediul unei monede de transmisie, de exemplu între leu și franc, prin intermediul euro, care are statut de monedă străină de referință pe piața valutară din România. Apropo de modul în care fluctuațiile de pe piața valutară internațională sunt receptate, sunt transmise pe piața valutară din România. Consecințele sunt că, 1. Nu pot să fie comparate fluctuații dintre monede puternice cu fluctuații dintre valutele internaționale și monedele naționale. Și pe de altă parte că ar putea să fie relevantă o comparație între fluctuațiile dintre cursul leu-euro și cursul între leu și alte valute pe piața valutară românească. A treia precizare vizează problema situării riscului valutar. Dacă discutăm despre credite în valută în sensul strict al termenului, problema conversiei apare, cel puțin la o primă citire, ca fiind o chestiune exterioară contractului.
Banca pune la dispoziție valută și primește, ar trebui să primească valută. Prin urmare, modul în care consumatorul procură resursele necesare rambursării apare ca fiind, sau ar trebui să apară, teoretic cel puțin, ca fiind o chestiune exterioară a contractului. Și totuși, riscul valutar este un risc al contractului care se situează poate la marginea exterioară a contractului, dar care este încorporat în contract, tocmai pentru că resursele de rambursare sunt obținute în moneda națională, motiv pentru care riscul valutar devine intrinsec și oricum asta este orientarea generală în materie de protecție a consumatorului, pentru că e cunoscută cumva autonomizarea sau particularizarea protecției consumatorului în Europa în ultimii ani în materia creditelor în valută. În al patrulea rând, aș aminti specificul clauzelor de asumare a riscului valutar, apropo de distinția între riscul inerent sau asumat și riscul supraadăugat sau neasumat pe care o face Curtea Constituțională. Aici, în măsura în care o clauză de risc valutar, și asta e o chestiune asupra căreia îmi permit să revin dacă va mai fi timp, e calificată drept clauză de asumare a riscului schimbării împrejurărilor, această chestiune ar trebui să înlăture aplicarea impreviziunii. Nu să o limiteze la un așa zis risc asumat sau supraadăugat. Dacă există o clauză de asumare a schimbării împrejurărilor, înseamnă că impreviziunea nu se aplică, nu înseamnă că se aplică la riscul supraadăugat. Și și cam atât deocamdată. Îmi permit să spun câteva cuvinte despre raportul dintre impreviziune și supraîndatorare, pentru că s-a vorbit aici despre modul în care Curtea Constituțională face distinție între debitorii care nu vor și cei care nu pot să plătească. În opinia mea, decizia Curții Constituționale induce o confuzie neașteptată între impreviziune și supraîndatorare. Sunt două instituții, din punctul meu de vedere, perfect autonome. Contextul în care se face această confuzie este unul național. Legile interne de protecție a consumatorului de credite, legea doar inflată, legea conversii, au fost în realitate adoptate pe motiv de impreviziune și pe fondul existenței unei afirmate impreviziuni, dar s-au bazat pe mecanisme pe care dreptul european le folosește pentru înlăturarea supraîndatorării. Și darea în plată și conversia creditelor în valută în Directiva 17 sunt mecanisme de înlăturare a supraîndatorării consumatorului și nu remedii ale impreviziunii. Și în acest context, legile interne de protecție a consumatorului mizează pe descărcarea de datorie ca fiind noul mijloc prin care consumatorul de credite iese din starea de supraîndatorare. Ar trebui să ne întrebăm, raportat la conținutul deciziei Curții Constituționale în materia dării în plată, dacă supraîndatorarea este o veritabilă condiție a impreviziunii. Cu alte cuvinte, dacă supraîndatorarea este filtrul socioeconomic al aplicării instituției impreviziunii. Aici aș face trimitere la un studiu al unor autori est-europeni, dar nu români, care, analizând piața creditului acordat consumatorilor în regiune, constată că structura socioeconomică a categoriei debitorilor în franci este mai predispusă la a fi afectată de schimbarea circumstanțelor încheierii contractului, pentru simplul motiv că structura portofoliilor de credite în franci este mai eterogenă. Ele au fost acordate pe fondul unor dobânzi sau unor condiții de acces la creditare care au permis accesul la creditare pentru debitori care nu și-ar fi permis o altă finanțare și care cumva se situau la limita supraîndatorării.
Și atunci, formal, cred că ar trebui să facem distinție între supraîndatorare și, și impreviziune. Ele se intersectează, dar nu se suprapun. Impreviziunea este o instituție aplicabilă contractului, supraîndatorarea este o instituție sau o stare a unui patrimoniu, nu a unui contract. Impreviziunea poate să fie una dintre cauzele supraîndatorării alături de factori alți, factori economici, sociali, de altă natură, șomaj, stare de sănătate, evenimente familiale și mai departe. Mai multe evenimente susceptibile să fie calificate drept impreviziune pot să fie aduse în discuție dincolo de fluctuațiile de curs, cum sunt pierderile de venituri ale bugetarilor în România. Prin urmare, impreviziunea poate sau nu să conducă la supraîndatorare în funcție de miza economică a contractului în raport cu situația patrimonială a debitorului. Consecințele sunt că un debitor poate să fie supraîndatorat din alte cauze decât impreviziunea și atunci nu are acces la remediul impreviziunii, nici măcar teoretic, ar putea să aibă acces la alte remedii, cum e insolvența persoanei fizice, dacă ar exista. Și pe de altă parte, un debitor poate să invoce sau ar trebui să poată să invoce impreviziunea vis-a-vis de conținutul deciziei Curții Constituționale, chiar dacă nu este supraîndatorat. Și mă leg în această chestiune, sau leg de această chestiune, problema condiției onerozității excesive în materie de impreviziune valutară. Cred că suntem în prezența unui caz tipic de impreviziune bazată pe ideea că chiar dacă partea este capabilă să-și execute obligația, ar trebui să facă un efort nerezonabil pentru a procura resursele necesare executării acestei obligații, cu consecința unei inechități flagrante. Apropo de fundamentele impreviziunii despre care discuta anterior doamna profesor Zamș. Executarea contractului nu ar trebui, deci, să fie pentru debitor excesiv de oneroasă în raport cu contraprestația, deci cu avantajul obținut din contract. Nu ar trebui să fie excesiv de oneroasă în raport cu cât de oneroasă era la momentul încheierii contractului. Nu ar trebui să fie neapărat excesiv de oneroasă în raport cu cât de oneroasă era de anticipat că va deveni pe parcursul executării contractului, pentru că în realitate ar trebui să ne raportăm la, așa cum spuneam, excesivitatea efortului pe care debitorul a ajuns să-l facă pentru a procura resursele necesare executării obligației sale. Deci nu raportăm această excesivitate la patrimoniul debitorului în întregul său, ci la situația obligației anterior schimbării împrejurărilor. Discutăm, în opinia mea, ca să conchid, despre un dezechilibru specific creditelor în valută, apropo de fundamentul impreviziunii, care nu este în cazul ăsta, zic eu, în cazul impreviziunii valutare, echivalența prestațiilor. Echilibrul contractual dat de restituirea sumei împrumutate conform regulii nominalismului e perturbat de fluctuațiile cursului de schimb. Banca, în realitate, primește aceeași sumă pe care a împrumutat-o, deci contraprestația nu e dezechilibrată în raport cu prestația inițială, ci efortul pe care debitorul îl face pentru a obține această prestație este excesiv. Mai departe, apropo de condiția excesivității impreviziunii valutare, întrebarea este cât? Judecătorul se va întreba cât e
pragul dincolo de care putem spune e excesiv de onerosă. Și aici problema este că nu există variații tipice ale cursului de schimb. Deci aparent nu există fundamente pentru predicții pe care debitorul sau chiar și creditorul să le facă în momentul încheierii contractului. Însă, în realitate, părțile fac aceste predicții, chiar dacă nu au fundamente economice. Ele mizează, de exemplu, debitorul poate miza pe stabilitatea cursului de schimb. Ar putea cel mult să spună cel mai apropiat factor de măsurare a fluctuațiilor pe care eu l-am avut în vedere în momentul în care am contractat este factorul istoric al aceleiași valute într-o anumită perioadă de referință. Și aici rămâne de stabilit care este această perioadă de referință anterior momentului încheierii contractului. Nu există însă un prag. Și dacă nu există un prag, înseamnă că judecătorul, în aplicarea lui rebus sic stantibus, trebuie să stabilească de la caz la caz, fiind o chestiune de fapt, limitele de variație ale cursului previzibile la momentul încheierii contractului, tocmai pentru că fluctuațiile valutare nu sunt caracterizate prin tipicitate. A doua întrebare este dacă fluctuațiile cursului de schimb, dincolo de aceste limite anticipabile la momentul încheierii contractului, transformă obligația într-una excesiv de onerasă pentru debitor. Și răspunsul este că nu neapărat. Materializarea riscului valutar intră în discuție în momentul în care discutăm despre o excedare semnificativă a limitelor de variație ale cursului, fie ca efect al unui șoc valutar, fie ca efect cumulat al unor deprecieri substanțiale. Reamintesc faptul că, apropo de praguri, în legea conversiei nu exista un nivel minim al deprecierii dincolo de care să se poată, activa mecanismul conversiei forțate. Ăsta este probabil unul dintre motivele pentru care legea respectivă a fost declarată neconstituțională. Și atunci, de ce fel de praguri ne putem lega? Pragul de 20% din Directiva 17, care a fost preluat în ordonanță, nu e un prag de imprevizie, e un prag de avertizare. Deci, acest prag, în principiu, ar trebui să fie calificat drept insuficient pentru a fi constatată imprevizie. Deschid o paranteză aici, ca să dau un exemplu exterior României, unul singur, dintr-o carte pe care mi-am împrumutat-o și mulțumesc pentru acest lucru proaspătă, domnul Dobrev, care e aici în sală și care făcea o trecere în revistă a modului în care legislațiile naționale au tratat problema efectelor crizei valutare, crizelor financiare asupra contractelor. În Italia, de exemplu, în momentul în care în anii 90 a existat o criză a lirei italiene în raport cu European Currency Unit, înainte de introducerea euro, un prag de 50% de depreciere a fost considerat de instanțele de jurisprudență italiană ca fiind insuficient pentru o creștere excesivă a obligațiilor debitorului. Într-un articol pe care l-am publicat în ultimul număr din Revista Română de Drept Privat, am făcut un grafic al evoluției celor trei valute importante în ultimii ani, euro, francul elvețian, dolarul, și îmi pare rău că nu l-am proiectat aici. Am constatat cifre, discrepanțe relevante între cifre în perioada 2006-2007, să zicem 2014-15. 105% la leu în raport cu francul, 33% la leu în raport cu euro, 64% la dolar în raport cu leul. Cred că e cazul să calific aceste cifre ca intrând, ca situndu-se sub sau deasupra pragului respectiv, dar și impresia mea este că dacă s-ar pune problema aplicării, francul elvețian este moneda problematică aici și nu celelalte.
Încă un factor esențial este de amintit în aprecierea onerozității excesive în materia imprevizionii valutare. Problema intersecției intervalului în care se produc efectele imprevizionii cu intervalul contractual rămas de executat. Și aici există două chestiuni care trebuie să fie amintite. Condiția persistenței deprecierii cursului de schimb și condiția gravității efectelor produse asupra obligației de rambursare. Asistăm pe piața valutară la șocuri valutare, asistăm la deprecieri care par irreversibile la un moment dat datorită persistenței lor în timp, însă judecătorul va trebui să delimiteze, de pildă, efectele pe care o depreciere valutară le produce atunci când aceasta intervine imediat după încheierea contractului și afectează grav obligațiile debitorului, delimitând această ipoteză de ipoteza în care, chiar dacă șocul valutar este grav, intervine pe finalul executării contractului și efectul său asupra obligațiilor debitorului n-ar mai putea să fie calificat drept excesiv, tocmai datorită acestei intersecții care trebuie să fie analizată. Chestiunea inevitabilității. E câteodată amintit aici faptul că, sau în discuții de acest gen, faptul că consumatorii de credite în valută nu beneficiau de o protecție naturală împotriva riscului valutar și nu beneficiau nici de o protecție contractuală prin instrumente de hedging pe cursul valutar. Această din urmă soluție, evident că ar fi extrem de complicată și oricum e absolut neuzuală. Asta nu înseamnă însă că nu s-ar fi putut prevedea mecanisme de corecție și nu de dacă de protecție, nu, măcar de corecție a riscului valutar sub forma unor clauze speciale în contract. Acum, întrebarea este dacă îi se poate imputa, cui se poate imputa absența unor asemenea clauze sau redactarea lor defectuoasă câtă vreme contractele respective sunt contracte standard de adeziune. Două tipuri de clauze ar putea să fie amintite aici. Clauzele, apropo de ce spunea domnul profesor Popa, clauzele de asumare a riscului valutar prin care se prevede explicit în contract că debitorul suportă riscul valutar și clauzele de revizuire eventuale prin care se instituie doar prerogativa băncii de a efectua conversia, de genul devalorizarea până la atât la sută e suportată de debitor. Dacă se depășește acest prag, ar putea să opereze conversia dacă banca ia inițiativa în acest sens. Nu vreau să discut aici despre întrebarea dacă clauza de asumare a riscului ar trebui să aibă corespondent în prețul contractului. Asta e o altă chestiune, dar chiar nu vreau. Dar vreau să revin la problema pe care a lăsat-o deschisă domnul profesor Popa vis-a-vis de etapele care trebuie să fie parcurse sau care ar putea să fie parcurse pentru a deveni mecanismul imprevizionii aplicabil contractelor de credit în valută. Dacă există o clauză de asumare a riscului valutar, în principiu această clauză ar putea să aibă ca efect sau ca valoare, ar putea să aibă valoarea unei clauze de asumare a riscului schimbării împrejurărilor. Numai în măsura în care o asemenea clauză e înlăturată, așa cum s-a spus, din contract, s-ar putea pune problema aplicării impreviziunii. Oricum s-ar putea, care ar fi logica înlăturării acestei chestiuni, acestei clauze din contract? Apropo de cum ar putea Curtea Europeană de Justiție să răspundă la întrebările din cauza Andriciuc. Păi ar putea să continue linia de argumentare din cauza Cashler, din cauza
Matei contra Volksbank și ar putea să spună că e o problemă de transparență a costurilor. Ar putea să spună această clauză nu i-a permis consumatorului să evalueze în momentul încheierii contractului care sunt consecințele creditării asupra propriului său patrimoniu. Pentru că o asemenea evaluare ar fi presupus transparență în estimarea impactului posibil al riscului valutar pentru consumator. Cum s-ar fi putut ca o asemenea clauză să fie transparentă? Ar fi putut să, deși știu că e complet neuzual și tardiv să discuți despre această chestiune acum, s-ar fi pus problema limitării aritmetice a riscului valutar, pentru că numai un asemenea prag ar fi permis o transparență a costurilor contractuale până la capăt. Dacă cumva se va constata că o asemenea clauză care nu permite o transparență a consecințelor patrimoniale asupra patrimoniului debitorului este abuzivă, problema rămâne, pentru că dacă o eliminăm din contract, nu facem decât să ne întoarcem la distribuirea naturală a riscului valutar tot în sarcina debitorului. Ori numai pe calea impreviziunii s-ar pune problema să intervină în această ipoteză. Închei cu o comparație vis-a-vis de conversia valutară ca mijloc de adaptare a contractului, dacă cumva, încă o dată, ne vom situa în ipoteza constatării impreviziunii. Cum ar putea conversia valutară să servească la adaptarea contractului, pentru că așa putem să calificăm conversia ca fiind un mijloc de adaptare a contractului. Adaptarea contractului de credit în valută presupune două măsuri. În primul rând, înlăturarea riscului valutar, ca tip de risc financiar la care e expus consumatorul, și în al doilea rând, ajustarea obligației debitorului prin înlăturarea onerozității excesive. Nu discutăm despre ajustări mecanice, nu discutăm despre egalizarea prestațiilor, nu discutăm despre transferul riscului către cealaltă parte, așa cum s-a spus de asemenea deja aici, pentru că nu o asemenea metodă e o adaptare specifică impreviziunii. Cu atât mai puțin nu putem discuta despre transferul efectelor deja produse ale riscului valutar materializat. Cele două aplicații ale conversiei, aplicații normative ale conversiei, nu sunt modele de urmat. Nici cea din ordonanța de urgență a Guvernului 52 din 2016, nici cea din legea conversiei în valută în ceea ce privește intervenția judiciară în contract. Pentru că în ceea ce privește mecanismul de conversie preluat din directivă în ordonanța privind creditele imobiliare rezidențiale, în mod evident nu se face decât să se înlăture riscul valutar viitor. Pentru perioada contractuală subsecventă conversiei. Or, această măsură nu este o măsură de adaptare a contractului care să înlăture onerozitatea excesivă a obligației. Dacă eu oblig debitorul să-mi restituie creditul convertit în monedă națională la cursul de la data conversiei, cum se întâmplă în ordonanță, nu fac decât să păstrez în patrimoniul său efectele acestei creșteri excesive a onerozității obligației. Nici, pe de altă parte, conversia din defuncta lege a conversiei nu e un model de urmat, pentru că această conversie transfera toate efectele deprecierii cursului în patrimoniul băncii. Evident, chestiune de neadmis. Adaptarea judiciară prin conversie
ar trebui să fie o soluție variabilă prin ea însă și este o soluție variabilă prin ea însă și nu poate să servească sau să fie supusă unui model matematic. S-ar putea spune că am putea să ajungem să ștergem o parte din principal numai dacă am epuizat toate celelalte remedii, cum sunt cele referitoare la costuri sau cele referitoare la extensia scadențelor. Dacă se pune problema distribuirii echitabile între părți a pierderilor care rezultă din schimbarea împrejurărilor, atunci am putea discuta despre un curs de conversie care să distribuie aceste pierderi și atunci s-ar modifica valoarea economică a obligației în favoarea consumatorului și în defavoarea băncii proporțional cu raportul dintre cursul de piață și cel de conversie stabilit de instanță. Am putea discuta despre cursuri medii aferente perioadei contractuale scurse deja, am putea compara cursurile unei anumite valute cu cursurile unei alte valute care a evoluat în perioada în paralel în perioada relevantă. Am putea discuta deci despre covariații valutare, am putea discuta despre problema stabilirii intervalului relevant de comparație pentru instanță, despre problema stabilirii pragului, chestiuni pe care, încă o dată, pentru care nu poate exista o rețetă, deși judiciarmente ar fi comod să apelăm la acest gen de formule matematice care, din păcate, nu funcționează în materie de echitate. Ca să îl parafrazez pe domnul profesor Popa, care spunea că dosarul clauzelor abuzive nu e închis, nici dosarul conversiei nu e închis prin decizia Curții Constituționale de constatare a neconstituționalității acestei legi. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim, domnule profesor. Ne-ați demonstrat cât de subtile sunt legăturile între instituțiile de drept financiar, dar și de drept substanțial pe care de drept civil pe care le-ați pus în discuție și mai ales cât de clar pot fi explicate lucruri care aparent sunt extrem de tehnice și ascultându-vă mă gândeam, Doamne, Doamne, de ce făcând legi legiuitorul nu se gândește să apeleze la veritabili specialiști pentru ca să nu se ajungă la ceea ce trăim, nu numai pe planul dreptului privat, mai ales pe alte planuri, dar asta este o altă discuție. Vă rog, am destule probleme, nu mă mai... Bine, am epuizat ceea ce însemna referatele pe care le-am avut, comunicările pe care am avut a le asculta. Mie mi se pare că ele s-au îmbrăcat foarte util pentru noi toți, dar nu ne vom despărți înainte de a vedea dacă nu cumva dintre dumneavoastră ați voi unii să puneți întrebări distinșilor intervenienți care încă mai sunt în fața noastră. Vă rog să vă luați un microfon, nu mă pricep la organizare. E microfon aici, vă rog. Vă rog să vă prezentați și să puneți. Fac sugestie sau o rugăminte pentru doamna Zamșa. Da. Știți că profesia de avocat este sublimă dacă n-ar exista clientul. Așa. Și atunci poate reușiți să publicați speța aia Lascăr Catargiu contra Banca Bercovici din 21-22 de când a fost, pentru că o să vină Nestor și Cuțuca cu toată artileria grea, cu speța Canal de Crapon din 1876, și cu toată teoria nominalismului monetar, cu mari autori interbelici peste noi,
Și atunci, măcar să avem chestia asta, să arătăm instanțelor că o soluție pretoriană, cum era ea atunci, a existat în interbelic românesc. Celelalte care sunt din 90-91, când a fost acel dezechilibru major dintre leu și dolar, sunt cu câteva contracte de închiriere încheiate înainte de 1989, alea le știm că s-au publicat. Ei, măcar să murim frumos cu impreviziunea asta, decât să vină instanța să spună, domnule, înainte de 2011, teoria impreviziunii era splendidă, dar lipsea cu desăvârșire, pentru că toți autorii o treceau prin notele de subsol și o aminteau mai mult ca să o combată decât ca să... Asta una. Și pentru domnul Bercea, credeți că în situația în care legiuitorul ar fi adoptat o formulă gen legea 33 pe 1934 de lichidarea datoriilor agricole ca să soluționeze această problemă a creditelor luate în franci elvețieni în intervalul 2007-2009, ar fi fost o soluție mai judicioasă și care n-ar fi dus la aceste conflicte de constituționalitate decât soluțiile adoptate. Vă mulțumesc! Dar mă gândesc în Hamangiu, Rosete Bălăne, în Hamangiu, în asta cum se cheamă, repertoriu de practică dinainte de război, nu e? Este pomenită, dar nu e in extenso, sunt câteva paragrafe, prin articolele domnului Piperea, dar alea sunt mai flamboiante, așa. Cine și este în situația. Situația asta trimit și eu un stagiar, nu mă duc să mă fac de râs acolo. Nu pot să anticipez ce anume ar fi mulțumit Curtea Constituțională câtă vreme n-am văzut motivarea. Am vrut să fac criticile pe care, sau mă rog, să adun niște argumente pe care mi le imaginez eu că le-a găsit sau ar urma să le găsească Curtea Constituțională în materia conversiei. Sunt suficient de critici, nu numai de constituționalitate, dar de critici care țin de mecanismul funcționării conversiei pe care le-am relevat în studiul pe care l-am publicat, ca să revin asupra lor. Aștept motivarea, pentru că s-ar putea să ne spună și ea, așa cum ne-a spus motivarea pe legea dării în plată, multe lucruri. Poate că o să găsim acolo răspunsurile respective. Da. Da, vă rugăm. Bună ziua, Simona Mitrănescu este numele meu. O întrebare pentru dumneavoastră, domnule profesor. Aș vrea să vă aflu părerea, dacă sunteți de acord cu ideea lansată de domnul avocat Rizoiu, cum că în cazul acestor contracte de credit, de împrumut, putem să le numim oricum, suntem în prezența unor contracte cu executare dintr-o dată. V-am adresat dumneavoastră această întrebare pentru că este vorba despre ce învățăm la drept civil. Să știți că eu însumi m-am întrebat dacă așa stau lucrurile și mi se pare foarte interesantă distinția făcută între restituirea a ceea ce înseamnă suma creditată și modul de restituire, sigur că da, și problema dobânzilor, comisioanelor bancare și așa mai departe. Personal, sincer, nu vreau să supere tinerii bancheri, nu sunt convins, dar asta este o altă problemă. Încă nu am citit, cred eu, suficient pentru a vedea dacă pot să îmbrățișez o asemenea idee. Am oarecare rezerve încă, dar asta ține de ceea ce gândesc eu. Dacă mi-amintesc bine, textul de lege se referă la suspendarea plăților și suspendarea oricăror proceduri judiciare și extrajudiciare inițiate de creditor sau de cel care se subrogă în drepturile creditorului, da?
Adică avem în vedere procedura executării silite inițiată de instituția de credit, de bancă. Dacă un alt creditor, chirografar, începe executarea silită asupra aceluiași imobil, că nu e interzis, da? El poate să înceapă executarea silită asupra imobilului ipotecat, în această situație nu se suspendă, după părerea mea, executarea silită. Iar creditorul ipotecar, instituția de credit mai exact, în această situație poate să facă cerere de intervenție în procedura executării silite respective, va participa la distribuire și așa mai departe. Deci eu văd textul, de fapt nu că-l văd eu, așa e, chiar sună textul de lege, că se suspendă procedurile judiciare și extrajudiciare inițiate de creditor, adică de bancă. Domnule profesor, dacă aș putea doar să fac o mică remarcă la una din întrebările domnului Dobrev, o întrebare care cel puțin mie mi-a plăcut foarte mult, și anume dacă se putea da o lege gen 33/34. Și m-am uitat acum repede încă o dată să văd ce spunea legea aia, că nu mai țineam minte, recunosc, din 34 cu ce, la ce se referea. Eu țineam minte că după împroprietărirea, după Marele Război, a luat Verescu, problema e că a venit criza și țăranii, ca și Moromete, că tot l-ați evocat pe Marin Preda, țăranii n-au mai avut bani să plătească foncierea, adică impozitul, adică taxa către stat. Și da, acolo evident că statul a putut să spună, da, domne, te ierd de datoria către mine. Dar acum să vină statul și să spună, te ierd de datoria ta către bancă, păi statului îi convine că el nu pierde nimic la chestia asta. Ce s-a discutat, dar s-a trecut repede sub preș, a fost să preia statul la datoria publică aceste creanțe și atunci, da, poate să te ierte de ele, dar după ce el despăgubește banca. Ori nimeni nu și-a pus această problemă ca din banul public să se despăgubească băncile. Discuția a existat acum vreo 5 ani și în Ungaria lui Orban. Și nici măcar acolo nu s-a ajuns atât de departe, s-a ajuns doar cu niște suprataxări. Asta e problema. Atunci când statul discută despre banul public, ăla a fost AVAB-ul actual AAS. Nu, dar în această, într-o astfel de paradigmă se poate discuta ca statul să preia el la datoria publică astfel de creanțe și după aia să le stingă. Dar ca statul să-i spună privatului, renunță la creanța ta, asta e mai complicat din perspectivă, inclusiv din perspectivă constituțională, chiar dacă Curtea Constituțională a refuzat deocamdată să se pronunțe pe argumentele formulate pe 44, pentru că azi nu mai e cazul că m-am pronunțat pe celelalte. Asta doar ca să răspund la întrebarea aia. Acolo situația era mai simplă, aici e mai complicat un pic. Cred că aveți perfectă dreptate și eu m-am gândit la, pentru că învățam pe la istoria dreptului despre această lege și efectele ei în sfârșit în alte realități social-economice. Alte întrebări, vă rog. Cere. La rândul 2, întrebarea este pentru domnul profesor Bergea, în legătură cu curții constituționale pe care ați invocat-o dumneavoastră din 7 februarie. E adevărat, încă nu este motivată, dar din ce am citit în presă, au reieșit două motive de neconstituționalitate. Unul la care vreau să mă refer este cel de-al doilea menționat în presă, și anume cel care spune Curtea Constituțională că Parlamentul nu a putut să legifereze în această materie, deoarece nu s-a regăsit originea ei într-o directivă a Uniunii Europene. Mie mi se pare că depășește puțin cadrul Constituției, câtă vreme Constituția nu spune că pentru a legifera Parlamentul are nevoie obligatorie de o directivă a Uniunii Europene. Faptul că în Constituție este trecută prioritatea dreptului Uniunii Europene nu înseamnă că este luată prerogativa Parlamentului de a legifera într-un anumit domeniu cum este acesta. Dacă este așa, aș dori, dacă se poate, să comentați dacă sunteți de acord sau nu cu această susținere a Curții Constituționale. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu. E posibil să, din nou, speculăm. Da, da. Mă rog.
E posibil să se fi făcut referire la acele texte din Directiva 17 din 2014, care, pe de o parte, impuneau cu titlu general o neretroactivitate a dispozițiilor de transpunere în legislațiile naționale și, pe de altă parte, impuneau o neretroactivitate hard, ca să zic așa, în cazul dispozițiilor naționale cu privire la conversia creditelor în valută altele decât cele prevăzute de directivă, care sunt permise pentru statele membre, măsuri specifice de protecția consumatorilor de credit în valută, inclusiv prin intermediul conversiei, cu condiția ca aceste prevederi să nu fie aplicate retroactiv. S-ar putea ca la această chestiune să fi referit curtea. Nu-mi dau seama. Sper că o las mai departe, da. Bună ziua! Numele meu este Diana Oprea. Am mai multe întrebări. O să încep cu prima pe care o prietenă m-a rugat să vă o adresez și este din practică, din ceea ce trăiește ea. Este un consumator. Are un contract din 2008, deja notificată banca, făcută contestație. Problema ei, la care se gândește, de fapt, vizează articolul 4, alineatul 1, litera C, privind regimul de locuință al imobilului. Și se întreabă așa, eu am avut la locuința mea sediul unui PFA. Am avut și sediul unei alte societăți fără activitate de-a lungul timpului. Am notificat, aceste sedii nu au fost închise, între timp s-au închis. Întrebarea ar fi dacă această schimbare oarecum a regimului imobilului, dacă se poate considera că de fapt a avut loc o schimbare a regimului imobilului din locuință în cu totul alt regim, ar putea să afecteze demersul ei de a obține această, mă rog, dare în plată sau cum o numim. Efectul de fapt, ea dorește într-adevăr să renunțe la, să beneficieze de fapt de lege și implicit să dea în plată acest imobil. Opinie, cum ar trebui să se aprecie, da? Oarecum pentru domnul Rizoiu, dar este deschisă pe toată lumea, am analizat și eu subiectul ce se întâmplă în momentul în care se dispune încetarea contractului. Să zicem că, într-adevăr, din previziunea intervine, instanța apreciază că trebuie să aibă loc încetarea. Se decide doar darea efectiv în plată, adică banca va primi doar casa, indiferent că valoarea creditului nerambursat este mai mare decât valoarea casei, sau instanța va aprecia, aplicând din previziunea, că ar trebui să plătească și o sumă de bani eventual, o diferență între valoarea imobilului dat în plată și nu știu dacă întreaga sumă care reprezintă diferența sau nu. Mod normal ar trebui să nu fie întreaga sumă care reprezintă diferența dacă aplicăm din previziunea. Mulțumesc. Foarte pe scurt la prima întrebare, că nu mă prea pricep, dar acum depinde dacă PFA-ul era chiar PFA-ul aferent persoanei fizice, deci era aferent patrimoniului de afectațiune al persoanei fizice, se poate într-adevăr ridica întrebarea dacă acel imobil a fost achiziționat în scopul de a fi folosit ca locuință de către consumator, pentru că jurisprudența CJUE cel puțin, așa cum Ionuț a menționat, nu e foarte importantă la nivelul Curții Constituționale, dar instanțele trebuie să țină seama de ea. Jurisprudența CJUE face distinție foarte clară. Domne, dacă este vorba de o activitate profesională, chiar dacă e doar un PFA, ești din sfera de protecție a dreptului consumatorului, nu mai ești consumator. Deci asta ar fi o primă problemă. Sediu acela care era fără activitate, probabil că poate fi rezolvat să se spună, nu domne, ăla era doar pe hârtie, că așa facem noi românii, simulații peste simulații. Da, nu e domnul decan Baias aici să ne explice ce și cum. Da. O las pe Marieta că vrea să dacă mai spună ceva. Dacă permiteți aici. Doar o scurtă precizare, îmi cer scuze, doamna Avram. Legea spune că trebuie să fie condiția, este o formă așa, achiziția, extinderea, modernizarea unui imobil cu destinație de locuință.
Păi, dar nu spune păstrarea regimului pe doata, nu face nicio distinție, adică asta moment, e, dacă asta, mă lăsa, asta interveneam și îți cer spuneam. Scuze. Răspunsul lui Radul, și sunt de acord cu ce a spus el, însă calificarea pe care tu ai făcut-o ține mai mult de prima condiție, nu de condiția de la litera A. Creditorul și consumatorul fac parte din categoriile, adică dacă de fapt, de este consumator 1. Sau nu. Asta este problema. Însă întrebarea domnișoarei viza litera C. Da? Da. Exact. Creditul a fost contractat în scopul de a achiziționa, construi, extinde, etc., un imobil cu destinație de locuință sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puțin un imobil având acest regim. Așadar, această condiție este atașată imobilului, da? Nu persoanei, împrumutatului, iar în practica judecătorească, în practică, vă spun interpretarea care se poate da, pentru că jurisprudență acum nu avem, da. Firește, da? Au fost procesele suspendate, abia acum se reiau judecățile. Discuția legată de litera C este de a stabili această destinație de locuință trebuie să existe pe toată durata creditului sau era suficient să fie imobilul cu destinație de locuință, să zic, la data încheierii contractului, după aceea acolo am făcut firmă de pentru X, firmă pentru Y, cabine stomatologică, mâncă iar imobil cu destinație de locuință. Asta este în definitiv problema. Întrucât legea nu distinge și spune imobilul să aibă destinație de locuință, se poate da această interpretare și anume, condiția este îndeplinită de admisibilitate dacă imobilul a avut destinația de locuință pe toată perioada, de la data încheierii contractului și până în momentul în care se pune în discuție procedura dării în plată. Și există susțineri în acest sens. Rămâne de văzut ce soluție vor da instanțele de judecată. Dacă îmi permiteți. În cazul în care e vorba de un contract încheiat anterior anului 2011 și da, e de prezumat, da. Ipoteca include probabil și o interdicție de schimbare a destinației imobilului. Prin urmare, dacă această interdicție a fost încălcată fără, adică a fost încălcată, n-a existat acordul băncii pentru schimbarea destinației, poate fi vorba de o neexecutare a contractului, a ansamblului credit plus ipotecă și atunci ar putea fi considerat debitorul după interpretarea Curții Constituționale ca fiind de rea credință. E o problemă de neexecutare exact, atunci. Altceva. În regulă, dar în situația în care chiar locuiește acolo consumatorul și tot el are PFA-ul, deci doar face extra muncă în afara jobului, în cazul era vorba de traduceri. Deci prețuia o job obișnuit, în baza acestui PFA mai făcea traduceri. Și adevăr, mai avea un alt sediu în paralel al unui, nu știu exact ce era, că era, o să duc cuiva, dar nu avea acolo activitate. Doar, dar într-adevăr, ea ca și consumator locuia acolo și presta o perioadă prestată. Ne spuneți de fapt că acea încălcare a contractului de credit și a ipotecii a fost nesemnificativă, ceea ce s-ar putea să fie plauzibil, nu? Nu, eu cred că aici e o chestiune de percepție. Eu știu că vorba aia, până la urmă, și eu sunt PFA. Eu știu că percepția este, ai domne, cu ce am greșit că am făcut chestia asta. Dar dacă ne-ar auzi ANAF-ul, sper că nu ne aude, exact, sper că ANAF-ul nu ne aude, o să spună, aha, și nu cumva și-a dedus cheltuielile legate de acel imobil pe PFA? Uite cu ce a greșit! Deci asta este problema. Eu știu că într-adevăr poți să și dormi noaptea acolo unde muncești ziua. Nu e o chestie de neimaginat. Dar din perspectivă legislativă s-ar putea să fie totuși o problemă. Și asta e legat și de ce spunea Marieta și de ce spunea Ionuț. Dom'le, cum calificăm? Este totuși cu destinație de locuință sau este cu destinație profesională? Sau care este destinația principală până la urmă, da?
că poți să ai sediu, dar în realitate este locuință și este doar declarat. Exact. Da, da. E o chestiune de fapt. Aducătorii muncesc mai mult de 12 ore pe zi, înseamnă că... Se administrează probele despre care vorbea domnul judecător. Aș lăsa la luminile și înțelepciunile judecătorului. Cu siguranță. Mulțumesc. La încetare, foarte pe scurt, pentru că deja m-am lungit în cadrul prezentării, problema este următoarea. Poate că n-am mai apucat să spun și lucrul ăsta. Eu nu cred că darea în plată, asta forțată, reglementată de legea 77, este o ipoteză de încetare a contractului. Pentru că, așa cum ne spune și Curtea Constituțională, achiziția imobilului, deci și, să-i spun, restituirea imobilului, este o chestiune total separată de luarea, de încheierea contractului de credit și de primirea banilor, care e legată de restituirea banilor. Restituirea imobilului nu poate să fie niciodată o consecință a încetării contractului care presupunea încetarea, restituirea banilor. Cel mult, și aici recunosc că mie nu-mi este foarte clară partea finală a paragrafului 122 din decizia Curții Constituționale, după ce spune tranșant devalorizarea imobilului n-are nicio treabă cu creditul, păi zice, ar putea cel mult să fie avut în considerare pe criterii de echitate atunci când. Eventual, probabil asta se interpretează în sensul în care părțile convin să mai adapteze contractul, nu să-l înceteze, și să preia și imobilul și să-i mai scadă o parte din datorie, să se facă o evaluare cât ar reprezenta acum imobilul din valoarea creanței, dar evident probabil că mai rămâne ceva de plată. Asta e unul la mână, doi la mână. Eu înțeleg de ce a spus curtea că valoarea sau devalorizarea imobilului este irelevantă pentru credit. Pentru că, mergând pe ideea între cei care nu mai vor să plătească sau nu mai pot să plătească, valoarea imobilului la care se face referire aici este valoarea de piață, valoarea de tranzacționare. Vreau să-mi vând imobilul. Ori prin ipoteză este vorba de imobilul folosit de către consumator în scop personal, cu destinație de locuință. Valoarea de folosire a imobilului nu s-a degradat. Cel mult a crescut, că s-a obișnuit cu acea casă și a aranjat toate lucrurile în ea. Pentru el, valoarea lui va fi chiar mai mare decât a fost la început. Nu ne interesează valoarea de piață a imobilului și de-aia n-are nicio relevanță față de credit. Dom'le, tu ți-ai luat o casă să stai în ea. Te interesează dacă mai costă 100 de mii sau 60 de mii? Statul tău în ea e la fel de util acum cum era și acum 5 ani. De asta mie nu mi-e foarte clar paragraful ăsta 122, dar se pare că Marieta are mai multe detalii. Radu, m-ai provocat, îmi pare rău. Legea 77 vorbește de imobil cu destinația de locuință. Nu vorbește de imobilul locuința consumatorului debitor sau de locuința familiei. Și am spus de la început, aici mie mi s-a părut o mare ipocrizie a legii. Pentru că cele mai multe credite au fost luate pentru achiziționarea de imobile, imobilele au fost aduse în garanție, cele mai multe sunt apartamente și, iertați-mă, toate sunt cu destinație de locuință, destinația lor generică, da? Este de locuință. Nicăieri nu spune legea 77 că trebuie să fie vorba de imobilul în care locuiește consumatorul. Aceasta este o primă precizare, că aș vrea să înțelegem că și în practică, cele mai multe situații, cred că peste 50-60%, este vorba de imobile în care niciodată nu au locuit aceia care au luat credite. Da? Foarte, foarte puține sunt situațiile, cel puțin pe care am practică și gestionez un număr destul de mare de litigii, în care, și chiar mă uit, niciodată n-a avut domiciliul la adresa respectivă, niciodată nu a folosit, dar imobilul are destinația de locuință. Deci să înțelegem că, de fapt, litera aceea despre care vorbeam, ce se referă la un imobil cu destinație de locuință și atât. În ceea ce privește cealaltă chestiune legată de criterii, și aici vreau să fac o foarte scurtă precizare, intervenție, mulțumind colegilor noștri care au punctat și s-au referit la aspectul legat de gradul de supraîndatorare. Da?
Acum, Radu a ridicat această problemă privind devalorizarea imobilului și ne tot întrebăm ce sunt toate aceste elemente în raport cu teoria impreviziunii. Foarte pe scurt, eu văd lucrurile așa și fac distinție între condițiile impreviziunii și criteriile impreviziunii. Condițiile impreviziunii sunt cele pe care ni le-a spus Curtea Constituțională și le găsim în cod la 1271 acum. Obligația să fi devenit excesiv de oneroasă, etc., etc. Însă, cum frumos spunea colega noastră în lucrare și am preluat, ca să zic așa, exprimarea, ce observăm? Că, de fapt, și în vechea teoria impreviziunii sub imperiul codului de la 1864 și actual în codul civil, sunt foarte multe metafore juridice, da? Excesiv de oneros, injust, etc. Așadar, aceste metafore juridice sunt suportul sau constituie fundamentul condițiilor impreviziunii. Dar ce înseamnă excesiv de oneros, ce înseamnă vădit injust? Pe primul nivel, când vorbim de condițiile impreviziunii, iar pe al doilea nivel, când trebuie instanța să ia o măsură, să discute, să vadă ce efecte produce, să ia o măsură de adaptare, cum se orientează între o soluție de adaptare și o soluție maximalistă, să zic, de încetare, cu paranteza de rigoare în cazul încetării, da? Pe care am făcut-o. Și atunci, înseamnă că avem odată criterii, avem odată condițiile impreviziunii, respectiv măsuri, și pe fiecare nivel, pe fiecare eșalon în parte, putem utiliza criterii. Iar aceste criterii pot să fie criterii obiective, vezi procent, da? Poți să te gândești la un procent, să apreciezi caracterul excesiv de oneros al obligației, dar, și aici este elementul pe care îl aduce Curtea Constituțională, poți utiliza și criterii subiective care țin de persoana consumatorului, cum ar fi gradul de supraîndatorare. Tot în acest context poți utiliza și acest criteriu, da, al devalorizării imobilului, pentru că spune Curtea Constituțională, înlătur acest devalorizarea imobilului ca și condiție a impreviziunii, dar pot să o valorific drept criteriu dacă e cazul, pentru a vedea situația de fapt, de la caz la caz. Deci, și gradul de supraîndatorare, și devalorizarea, și multe altele pe care noi nu le gândim acum, pot, de la caz la caz, să prezinte relevanță, să fie puse în lumină, ca și criterii de apreciere. Și din punctul ăsta de vedere, cu aceasta închei, mi se pare că totuși decizia Curții Constituționale este înțeleaptă. De ce? Și Curtea Constituțională vorbește și de criterii subiective și de criterii obiective. Ceea ce înseamnă că, într-un fel, a rezolvat disputa existentă în doctrină anterior, doctrina sub imperiul vechiului cod civil, când autorii au formulat unii teorii bazate pe criterii obiective, alții pe criterii subiective și Curtea atunci probabil că a spus, mă gândesc, eu ce puțin așa aș fi spus, bun, am o teorie, n-am o reglementare sub imperiul vechiului cod civil în materie de impreviziune aplicabilă. Cum aș putea eu să aleg între criterii obiective și criterii subiective? Cum aș putea să spun aplicați criterii obiective sau aplicați numai criterii subiective? Și atunci, vedeți, Curtea Constituțională a aplicat o metodă mixtă și a zis, pentru că până la urmă e vorba de o doctrină, nu e nimic statuat, luați în considerare toate criteriile, și cele obiective și cele subiective, inclusiv gradul de supraîndatorare, adică nu mai poate, inclusiv devalorizarea imobilului. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! O să mă raportez, să zic așa, la momentul T0, cel de acum, adică cel în care legea 77 nu mai este ce a fost, ci a fost cumva supraadăugată decizia Curții Constituționale. Și atunci noi avem fie litigii deja în derulare, fie litigii care se vor naște ca urmare a acestui context legislativ.
Din această perspectivă, articolul, vreau să mă refer mai mult procedural, să spun așa, aș fi vrut ca domnul judecător și domnul profesor Stoica să fi fost, pentru că dumnealor au lansat cel mai mult această perspectivă. Articolul 7 și articolul 8 din legea 77. Suntem în faza contestației creditorului și înțeleg, sau cel puțin asta am dedus eu deocamdată, trebuie să mai așez un pic informațiile, că un creditor ar putea să nu invoce partea de impreviziune. Debitorul nu este nici el, să zicem, proactiv sau nu reacționează ca să aducă acest subiect în discuție. Atunci contestația creditorului se respinge, rămâne suspendată plata tuturor ratelor și nici nu mai are vreun interes debitorul să vină cu acțiunea în constatare. Rămânem așa într-o zonă de imponderabilitate, să spunem, a contractului. Asta odată, din perspectiva... Punctul de plecare, de fapt, întrebarea este, impreviziunea trebuie adusă în mod obligatoriu în discuția instanței la acest moment? Sau este lăsată la latitudinea părților? Asta e o chestiune de procedură. După cum ați văzut, și domnul profesor Stoica și domnul judecător Murgoci au spus că principiul disponibilității bate întotdeauna principiul rolului activ în procesul civil. Eu mărturisesc că, beneficiind de lipsa de experiență de avocat de litigii, la INM tot bat la cap și le spun, eu înțeleg că o carte e mai ușor de învățat decât patru cărți, adică e mai ușor de învățat procedura decât dreptul substanțial. Dar asta nu înseamnă că procedura trebuie să bată dreptul substanțial. Și din punctul ăsta de vedere, nu știu dacă a gândit la fel și Curtea Constituțională, dar eu nu mă pot opri să nu văd că în două paragrafe, 119 și 120, spune de vreo patru ori niște verbum regensuri pe care eu nu știu cum să le interpretez. În 119, instanța judecătorească are competența și obligația să aplice impreviziunea. În 120 îmi spune că aceeași instanță judecătorească poate și trebuie să facă aplicarea teoriei impreviziunii, pentru ca mai încolo, spre final, să spună că instanța aplicând în mod obligatoriu teoria impreviziunii. Deci îmi spune de trei ori că există o obligație a instanței de a aplica teoria impreviziunii. Eu înțeleg ce spune profesorul Stoica. Da, e obligată în condițiile în care a fost sesizată cu. Și dacă nu e sesizată, ce o să facă? Eu mi-am pus întrebarea la nivel practic. Profesorul Stoica a antamat-o oarecum. Ok, se face o contestație numai pe motivele formale din articolul 4, plus al cincilea motiv să existe o notificare. Dar asta presupunem că există. Și nimeni nu ridică problema impreviziunii. Instanța, pe teoria principiului disponibilității iuberales, o să spună, nici n-am văzut că trebuie să mă uit la impreviziune, mă uit la astea formale și, surpriză, astea sunt îndeplinite. Că, în general, ele sunt îndeplinite. Prin urmare, resping contestația. Și ajungem în problema de autoritate sau putere de lucru judecat. M-am gândit că eventual s-ar putea merge, pentru a nu exista o astfel de autoritate de lucru judecat, pe un raționament similar cu cel de la ordonanța de plată, în care spui, domne, asta e o procedură doar așa foarte formalistă, ne uităm doar la niște criterii formale, dar n-are putere de lucru judecat. Dar e greu să spui asta. La ordonanța de plată ai text expres în procedură civilă care spune, poți să introduci o acțiune pe fond și nu hotărârea din ordonanță de respingere a ordonanței nu are putere de lucru judecat. Aici nu avem un astfel de text și în lipsa unui text de procedură mi-e teamă că nu poți să paralizezi efectul de putere de lucru judecat. Știu, cei doi judecători, eu pe profesorul Stoica îl văd tot ca judecător, se gândesc, domne, e vina părților. Păi cât a fost judecător? Mai mult? 11? 10? Așa. E vina părților că n-au știut să-și folosească instrumentele puse la bază, puse la dispoziția lor de legiuitor, deci au pierdut pe mâna lor, cum ar veni. Dar nu știu dacă efectele la care s-ar ajunge sunt echitabile, ca să folosim o expresie.
Să nu uităm că teoria impreviziunii a fost injectată de Curtea Constituțională în articolul 11 din lege. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că este admisibilă procedura prevăzută de legea 77. Asta ne spune, de fapt, Curtea, e o problemă tot de admisibilitate. Dacă sunt îndeplinite condițiile de la 4, dar nu numai condițiile de la articolul 4, spune Curtea, ci și condițiile de la articolul 11, pe care acum noi trebuie să îl citim în lumina deciziei Curții Constituționale și să vedem acolo condițiile impreviziunii. Prin urmare, eu mă situez pe o poziție, să zic așa, moderată între extreme, spunând în felul următor: ce faci tu, creditor? Tu contești notificarea, adică tu contești că acea notificare are și legitimitate pe fond și pe condiții formale, că este admisibilă și că merită să-i dai curs. Da? Asta faci. Ceea ce înseamnă că, în mod normal, ar trebui să ai în vedere și 4 și 11. Iar judecătorul, ținând cont de decizia Curții Constituționale, nu sunt de părere că trebuie să aibă rol supraactiv și să intre în sufletul părților și să dicteze în proces ceea ce vrea el. Însă el poate să facă un lucru important dacă vede că părțile ocolesc această chestiune, să o pună în discuție. Să o pună în discuție astfel încât, da, părțile să își precizeze poziția procesuală și în lumina articolului 11. Pentru că, după părerea mea, luând în considerare decizia Curții Constituționale, acum avem două etape mari ale procedurii, două proceduri judiciare. Ar fi contestația și, în mod normal, în cadrul contestației, ar fi firesc, spun, în cadrul contestației să discutăm admisibilitatea, inclusiv condițiile impreviziunii, iar în etapa ulterioară, adică acțiunea pe 8 vizează, în mod normal, cea de-a doua parte a raționamentului juridic pe care pot și trebuie să-l fac pe impreviziune, și anume efectele sau remediile, cum bine spune Radu. Și atunci am o simetrie, dacă vreți, între planul de drept substanțial și procedură. Că substanțial ce înseamnă? Din punct de vedere al dreptului substanțial, cele două etape ale teoriei impreviziunii, da? Condițiile, dacă sunt îndeplinite, prima etapă, cel puțin intelectuală, a doua, efectele, măsurile, da? Când trebuie să pun în balanță ce soluție dispun cu privire la contract. Și atunci am cele două. Deci, cel mai bine ar fi ca în cadrul contestației să se discute și condițiile impreviziunii, dacă sunt sau nu îndeplinite. Dar nu e o tragedie dacă nu se discută, că acum știți cum este, viața bate filmul, adică în practică pot să fie nenumărate situații practice, să nu ne imaginăm că tot o să fie omogen, uniform, merge pe bandă, da? Dacă nu se discută, atunci nimic nu împiedică pe consumator să pună în discuție condițiile impreviziunii în cadrul acțiunii întemeiate pe 8. Însă întrebarea pe care o puneați bate pe problema aceea a suspendării până la urmă, pentru că aici poate să fie abuzul lui, abuzul consumatorului, dacă se menține cumva efectul acesta al suspendării, da? Pentru că pierde banca contestația, dar el nu formulează imediat acțiunea întemeiată pe articolul 8. Însă aici vreau să atrag atenția asupra faptului, nu mai îmi găsesc, tot mi-o caut de când am venit și nu mi-o mai găsesc legea. Legea 77 spune, este vorba de articolul 8, alineatul 3. Problema suspendării, că dacă s-a scăpat de problema suspendării până la urmă, ai mijloc de a stimula, ca să zic așa, să iasă din pasivitate sau părțile să negocieze, în sfârșit se poate găsi soluție. Zice așa, până la soluționarea definitivă a cererii formulate potrivit lui 8 alin 1, se menține suspendarea oricărei plăți de către creditor. Iar la 7, textul spune,
7 alin 4, până la soluționarea definitivă a contestației formulate de creditor, se menține suspendarea. Ce vreau să spun este în felul următor, pe temeiul articol. Mie mi se pare că suspendarea încetează când s-a dat soluția în contestație. Și dacă este respinsă contestația, pentru că îmi spune alineatul 4, până la soluționarea definitivă a contestației, nu spune soluția că e de admitere sau de respingere, da? Nu distinge. Deci spune, până la soluționarea definitivă a contestației, se menține suspendarea oricărei plăți. Da? Ceea ce înseamnă că aici îmi încetează suspendarea plăților și a oricăror proceduri care a început odată cu notificarea despre care vorbeam, da? 8 alin 4 îmi spune pe urmă că până la soluționarea definitivă a cererii, deci el trebuie să facă cerere ca să am suspendare, e obligatoriu să facă cerere pe 8 alin 1, da? Prevăzute, se menține suspendarea oricărei plăți. Ei, cererea aceasta, în mod normal, trebuie să o facă într-un termen absolut rezonabil, pentru că după ce mi se respinge mie ca și creditor contestația, am termen de 10 zile. Da? Ei, în a 11-a zi să facă cererea. Dacă nu, încetează și efectul suspendării, pentru că dacă nu dăm această soluție rațională pe texte, înseamnă că ajungem la situația în care, într-adevăr, el poate să stea cât, nici nu știu dacă, până la împlinirea unui termen de prescripție, dacă e să, că, pe dreptul de a cere aplicarea teoriei în previziune, drept de creanță, da? De supus prescripție. Cât? Da, poate să stea 3 ani de zile, să nu plătească nimic și atunci ajungem la niște consecințe aberante în practică. Este o posibilă interpretare. Sau nu în discuția impreviziunii, în cadrul contestației. Dacă debitorul nu pune în discuție această impreviziune, ar putea judecătorul să admită contestația pentru că nu este îndeplinită una din condițiile de admisibilitate? Foarte interesantă. Voi reflecta și eu la această problemă. Adică, da, pentru că impreviziunea trebuie dovedită. Și eu dacă am contestat, nu eu trebuie să fac dovada a nimic, da? Eu doar creditor arăt că nu sunt deplinite condiții de la 4 și se prezumă că nu există impreviziunea. Mulțumesc. Spun că dumneavoastră înși vă mi-ați părut, cel puțin la experiența de 50 de ani pe care o am de când am în față participanți, fie la seminarii, fie la cursuri, fie la alte activități, că nu v-a fost, cum să vă spun eu, nu v-a fost disconfortabil, dacă pot spune așa, să fiți alături de noi, să fiți aici în aula Facultății de Drept și să participați la această, mă rog, pretențios poate spus, conferință. Vă doresc succes și să ne revedem cu bine! Mulțumim tuturor!